Arca lui Noe. I s-a spus atunci lui Noe, fă-ți o arcă din gofer, care astăzi e simbolul celor ce străpiți la cer. Nava ce a plutit pe ape, arca cea din Chiparos, a simbolizat venirea Domnului Iisus Hristos. Cum s-a întâmplat atunci, ne-a spus chiar Iisus, chiar El, cu a noastră omenire se va întâmpla la fel. Iată câteva aspecte, câteva din vechiul strop, cum trăia acea lume înainte de potop. Deși Noe, om cu minte, om de treabă, om supus, anunța mereu sfârșitul cu pedepsele de sus. N-au voit să-i dea crezare, nu s-au pocăit să scape de acele mari talazuri și îngrozitoare ape. Dimpotrivă, nepăsare, oamenii se îmbătau. Despre ei Scriptura spune că în chefuri petreceau. Până ziua când dezastru mare s-a dezlănțuit, oamenii din vechea lume în păcate au trăit. În cetățile străbune, în orașul său natal, Noe a trăit fiorul nesfârșitului scandal. Căci bețivii și stricații din Eridu și din Fara, ei disprețuiau potopul anunțat în toată țara. Rudele apropiate l-au numit Ceușor, auzind că unchiul Noe vrea să-și facă un vapor. Un vapor cu 3 etaje era greu de construit. Lumea râdea, dar Noe era om neprihănit. Nu-i păsa de necredința bețivanilor stricați. Râdă lumea, nu ne pasă, noi suntem răscumpărați. Arca își primi conturul, în același timp și cerul. Norii prevesteau mulțimii tot ce le-a vestit dulgherul. Și veniră după soiuri, 2 câte 2 ele, 4 pede de tot felul și mulțim de păsărele. 7 zile în continuu Domnul le-a chemat să scape în corabia salvării care va pluti pe ape. Și intrând cu toți în arcă și pe când se așezară, îngerul închise ușa după ei pe din afară. În același timp și norii negri s-au dezlănțuit, iar oceanele în valuri peste țărmuri au ieșit. Dinspre India puhoaie năvăleau în valuri, iar Atlanticul cel mare a trecut mai sus de maluri. De la Marea de Marmara până la Mediterană, Marea Neagră, Golful Persic, Marea Caspică, Persană, toate s-au unit în Valea Tigrului și Eufrat, unde cei din tâi localnici casele și-au așezat. Din pământ ieșeau vulcanii tulburați de acele ape, iar deasupra norii negri coborau tot mai aproape. Noaptea nemai întâlnită, numai tunetele zării luminau pe deasupra peste valurile mării. Apele purtau în larguri pomii smulși din rădăcini, animale înecate și pe oamenii haini. Peste tot vuia planeta de mânia celui sfânt, căci păcatul, răutatea era mare pe pământ. Unii ar fi vrut să scape de pedepsele mâniei, atunci au fugit spre munte și părinții și copiii. Dar nici munții n-au putere de mânia lui să-i scape, căci munții cei de piatră au fost depășiți de ape. Unde îți vei găsi scăparea, omule, să te ascunzi? Domnul ți-a vorbit, dar iată, n-ai voie să-i răspunzi. Numai noi, stând în arcă, cu ai săi rugăciuni, binecuvântau pe Domnul care face mari minuni, care izbăvește sfinții din pedeapsa celor răi, după cum e scris că Domnul izbăvește pe ai săi. Cu aceleași vechi păcate și aceeași necredință, astăzi omenirea râde de cuvântul pocăință. Vezi pe ulițe stricații ca acum 5.000 de ani, astăzi este plin pământul cu asemeni bețivani. Peste tot vezi birturi pline cu mizerii imorale, care chiuie și strigă ca și cei din vechea vale. Oamenii vestesc sfârșitul cu aceleași vechi reacții. La păcate li se spune astăzi mai modern, distracții. Însă oriși cum le spune, nu va fi sub cerul loc să-i ascundă de mânia care va veni cu foc. Nici în lună, nici în stele nu vor fi ascunzători. În zadar atunci vor plânge oamenii cei muritori. Numai arca izbăvirii va pluti spre ceruri sus, când pe norul plin de slavă se va arăta Iisus. Arca care e construită din același chiparos, care reprezintă harul Domnului Iisus Hristos.
2000 de ani trecură, de când neîncetat cuvântul cheamă lumea păcătoasă care a umplut pământul. Va veni din nou sfârșitul peste aceste miliarde, căci și cerul și pământul, toate vor peri, vor arde, toate vor peri, anunță glasul celor ce vestesc. În curând se va aprinde globul nostru pământesc, milioane de ființe căror li se curmă firul, de măicuțe fără milă care au umplut potirul, cere într-una răzbunare sângele de copilași, ca să pedepsească Domnul criminali ucigași. Și atâtea alte rele săvârșite pe pământ au ajuns până la stele și în fața celui sfânt. Hulitorii ce aruncă blasfemii îngrozitoare la adresa celui veșnic și către oastea lui cea mare. Toate relele grămadă au umplut cu vârf paharul. Nu e mult și lumea întreagă va gusta din el amarul. Ne mirăm de cele scrise și de cele arătate, de mulțimile învinse de plăceri și de păcate, dar uimirea e mult mai mare decât pentru cei străini, pentru cei din casa sfântă care se numesc creștini, căci în loc să dea exemplu de iubire și răbdare, ești uimit când vezi cu ochii prin biserici de zbinare. Pare neplăcut aceasta să trădești și să le spui, câte nu se întâmplă astăzi chiar în casa Domnului. Însă oricât le ascunde, cele rele behăiesc, ca și oile lui Saul și pe mulți îi osândesc. Nu-i de joacă cu păcatul, ori suntem, ori nu suntem credincioși pe calea sfântă pentru scopul cel suprem. Dacă numai jumătate ești creștin, e foarte rău. Dacă jumătate-i lume, ești vrăjmaș cu Dumnezeu. Dacă tu urăști de moarte pe un frate zis vrăjmaș, chiar de porți în mâini Scriptura, nu ești sfânt, ești ucigaș. Dacă ești nespus de mândru sau nespus de răutăcios, nu e bine, nu e chipul Domnului Iisus Hristos. Frica nu e de la Domnul. Unde-i frică, nu iubire. Cei fricoși vor fi afară la lui Iisus venire. Cei fricoși cu toți gârciții și bogații împreună, care în această viață pentru pofta lor adună. Și minciuna e fatală, nici cu ea nu treci pe punte. Minciunosul nu ajunge cu Iisus Hristos pe munte. Dar bețivii, desfrânații, unde-și vor avea ei locul? Dacă nu se întorc la Domnul, îi va arde veșnic focul. Nu aș vrea să dau verdictul, Domnul e judecătorul care va desparte turma și va judeca poporul. Nu e drag ce stai în arcă, cu a tăi de toți hulit. Nu te teme, vine ziua când la cer vei fi răpit. Despre ei Scriptura spune, beau, mâncau și se însurau, iar spre arca izbăvirii cu batjocoră priveau. Dar spre marea lor mirare și durere de nespus, ei s-au necat, iar arca a plutit pe ape în sus. Nu era un mare număr, 8 persoane izbăviți, tot puțin vor fi și sfinții ce vor fi la cer răpiți. Căci în urmă e mulțimea, jumătate din popor, care n-au intrat în arca Harului Mântuitor. Frați de același neam și nume vor rămâne pe pământ, fiindcă n-au primit puterea care este Duhul Sfânt. N-au vecheat, precum se spune, având mijlocul încins. Lumea, cu a ei plăcere, pe unii a înșelat, i-a învins. Fraților, din cele spuse și din cele arătate, învățăm să nu ne prindă ziua aceea în păcate. Noi suntem favorizații lui Iisus, dar nu uitați, s-ar putea să plângă unii în adâncuri disperați, când vaporul mântuirii înspre vârful Ararat, spre eternul loc de slavă va pluti neîncetat, tot mai sus și tot mai veșnic, din adâncuri înspre zări, cum se înălțase arca pe deasupra peste mări. Căci corabia lui Noe reflectează oglindirea, să cunoaștem astăzi taina, cum va fi atunci răpirea. Doamne, la Ta venire, dorul care ne frământă este ca să fim cu toții în măreața arcă sfântă. De aceea, dă-ne harul pentru scopul pregătirii, ca să nu rămână nimeni jos în clipele răpirii.
nici părinții, nici copiii, credincioșii tăi iubiți, în aceea zi slăvită, vrem să fim cu toți răpiți. Amin.